Ce importanță are înțelegerea acestui lucru? Ce importanță are? Dacă în viața mea sunt condus prin Duhul lui Dumnezeu și Duhul meu conduce sufletul și trupul, voi fi un închinător adevărat. Amin. Dacă nu e regula aceasta, asta înseamnă că închinarea mea suferă. De ce? Nu sunt în Duh și în adevăr. În Duh și în adevăr înseamnă să fie prin Duhul lui Dumnezeu, în Duhul meu, și Duhul să comande inima mea. Închinarea adevărată trebuie să fie, zice Domnul Iisus, în Duh. Al doilea lucru, ea trebuie să fie în adevăr. Adică adevărul nu este cel hotărăsc eu, ci adevărul este cel care l-a revelat Dumnezeu prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dacă eu înțeleg așa lucrurile, ce înseamnă că fac pentru a fi un închinător adevărat? Mă voi strădui să fac Duhul meu să fie tot timpul luminat de Duhul lui Dumnezeu. Luminat de Cuvântul lui Dumnezeu. Cu cât stau mai mult în prezența lui Dumnezeu, cu cât stau mai mult în prezența Cuvântului Dumnezeu, aceasta mă transformă într-un închinător adevărat. Dacă, în schimb, stau la nivelul sufletului, începe să se întunece mintea. Dacă nu-L proslăvești pe Dumnezeu, nu-I mulțumești și nu te închini, mintea lor, inima lor, fără pricepere, ce s-a întâmplat? S-a întunecat. De ce nu-ți mai place să te închini? Ți s-a întunecat mintea, ți s-a întunecat apoi inima și inima fără priceperea domnicească și fără adevăr nu mai reacționează și nu mai dorește închinare. Asta înseamnă că pentru închinarea noastră trebuie întotdeauna să fim foarte deschiși. Duhul nostru să fie deschis la Duhul lui Dumnezeu, la Cuvântul lui Dumnezeu și închinarea să lăsăm să curgă. Cu cât te blochezi, se întunecă mintea, se întunecă inima și inima fără pricepere rămâne departe de Dumnezeu. Se întunecă din cauza că nu e luminată de Duhul Sfânt și e luminată numai de trup și e de suflet. Și ești un om firesc. Ești un om firesc. Dacă, în schimb, ești mai jos, acum mă gândesc că la creștini ar fi undeva la firesc. Dacă e carnal, ar trebui să fie, de fapt, mai rău. Oricum e mai și la firesc. Romani 12, cu un om de voi, să prefaceți pe înnoirea minții voastre, ca să deosebiți bine voia lui Dumnezeu. Și am vorba plăcută și desăvârșită. Și atunci, dacă mintea mea este în suflet, înseamnă că este transformarea sufletului meu. Și prin această metamorfoză a sufletului, transformarea sufletului meu, pot să ofer gândul luminat de Dumnezeu, care să comande fie la voință. Și atunci este via rațiune, dar o rațiune schimbată. Deci eu pot să cred că vârful de lanț e voința în inimă, în sensul că inima dă drumul unei voințe în final, care înseamnă acțiuni, dar n-aș reduce inima la voință. Și trebuie să mai fie ceva. Mă voi ruga cu Duhul și mă voi ruga și cu mintea. În cazul ăsta, în cartea lui Watchman, omul spiritual, găsim un principiu acolo. Principiul minții venind în ajutorul Duhului. În momentul când te rogi cu Duhul, este la un moment dat că parcă se termine, parcă cade, parcă... Și atunci vine în ajutor mintea, cu cunoștințele pe care le-au acumulat din Scriptură și cu cunoștințele despre adevărul Dumnezeu, și te rogi cu mintea în momentul respectiv. Mai degrabă e invers, când mintea se termină, vine Duhul și nu mai e. Da. Deci acum, regula care am... O concluzia finală este aceasta. Dacă vrem să fim închinători adevărați, trebuie să fim oameni duhovnici. Un închinător adevărat este numele Domnului.